Bună seara, dragi telespectatori, și vă mulțumim încă o dată pentru că ne urmăriți la Canal 33, la emisiunea numărul 369. Așa cum v-am obișnuit deja de anul trecut, alternăm când eu, când Romeo, în prezența la Canal 33 și în această emisiune, unde vom discuta, ca de fiecare dată, aspecte numerologice și nu doar, uneori mergem un pic și în psihologie, cum probabil că deja v-ați învățat, legată de practic, ce înseamnă numerologia și cum ne impactează aceasta în viața noastră de zi cu zi. Astăzi, alături de mine, l-am ca și invitat pe colegul meu, Adrian Voinea. Am mai fost invitat aici, îl cunoașteți, sper, deja. Adi, bine ai venit! Bine am regăsit, bine te-am regăsit, bine am regăsit pe toți telespectatorii noștri. Mulțumesc de invitație! Cu drag! Mie îmi face o deosebită plăcere să te am aici în studio. Mi se pare că avem așa o lejeritate și o conexiune frumoasă în discuțiile noastre. Simbioza e frumoasă. Exact, da, da. Și curge așa, subiectul parcă se așează și... Găsim și subiecte, vezi ce interesant, că le găsim așa, parcă ne e ușor să le găsim, nu ne facem prea mare... Da. Pentru că, vezi, subiecte, dacă te uiți așa în jurul nostru, sunt destule. Deci e doar să fii un pic atent. Da, cred că numerologia oricum este așa un vas fără fund, dacă ar fi să căutăm subiecte peste subiecte. Astăzi noi ne-am propus să discutăm, cumva ca și cum am vrea să continuăm ceea ce episodul noi am mai făcut 3, să zicem. Da, împreună. Și am zis noi la un moment dat că nu ni s-a părut foarte interesantă partea asta și ție în mod deosebit, că până la urmă tu ai venit cu această propunere să facem această emisiune cu această temă. Legat de numărul 5 în numerologie. Și am spus așa înainte să intrăm aici să înregistrăm emisiunea, spuneam că o să discutăm despre 5 dintr-o perspectivă un pic mai amplă, da? Dincolo de manifestarea lui 5 anul acesta, 2023, da? Avem 2 cu 3 care dă un 5, da? Și Romeo a abordat această temă, dar mi se pare interesant să intrăm și noi un pic în ea. A fost abordat oricum peste tot. Peste tot, da, așa este. Părțile, da? Da, putem și noi să ne legăm un pic de această aspectare a lui 5 și cred că iar ar fi interesant să mergem mai departe cu, și cred că aici o să fie și interesant pentru telespectatorii noștri sau mai interesant, cu aspectarea lui 5 din punct de vedere numerologic în numerogramă, adică în acea matrice pe care noi o analizăm și pe care mulți dintre cei care ne cunosc deja știu să o analizeze. Sau măcar au o părere despre ea sau au, măcar au văzut. Da. Cum se pun cifrele într-o numerogramă. Deci e interesant că noi am început atunci, am zis prima oară, cifrele masculine active, să zic așa, 1, 3, 7, 9. Erau stâlpii, astea erau colțurile, da, stâlpii casei de care se sprijinea tot. După aia am vorbit despre cifrele feminine, 2, 4, 6, 8. Care, să zic așa, erau pereții, ferestrele, vezi, 2, 8, dacă ne uităm, ferestrele, de ce zic eu, vezi în afară. Lumea. Da? Și atunci vine la sfârșit, cum ar veni, lăsasem de data trecută 5-ul, pentru că nu prea aveam cum să-l punem, să vorbim doar așa, mai pe scurt. Și uite că s-a legat, fiind acum într-un an de 5. Un an în care ăsta, un an 7, într-adevăr, dar 23 la 5, care va impacta foarte, foarte mult. Și atunci se leagă și uite, punem și pe 5 acum, vorbim despre el, cum ar veni, stâlpul de rezistență, nu știu acum cum să-i spun, cel care susține tot. Știi? Că dacă e să ne uităm în el, intră foarte, adică intră din zona 1, 2, 3 și 4, intră informația, intră în el și de acolo, din 5, pleacă mai departe în 6, 7, 8 și 9. Deci are efect în tot ce este partea a doua, cum ar veni, a numerogramei. Să zic așa, în cifre. Da, primele sunt cele de început, 1, 2, 3, 4 și vine 5-ul care după aia e pur și simplu dă energia în toate celelalte. Așa dacă... este. Și e important să fie susținut și de primele. Da, corect. El practic corect, se adică, formează cumva. Da, dar el e acolo liantul dintre toate. Și culmea, știi ce e interesant? Nu știu dacă am citit undeva sau... este singura cifră închisă. Că toate sunt în jurul ei. Da, așa toate este. Au legături în afară, să zic, în univers, dar ea este închisă. Și atunci, zici, 5-ul, cum se zice, numerologie, libertate, nu? Zona liber și chiar libertinaj uneori. Dar da. Omul care nu-i place să fie limitat, nu-i place și tocmai el este limitat.
Și cred că aici este frumusețea lui 5, să dărâme toate barierele care le țin pe el limitat. Aici cred că adică, apropo de aspectarea lui 5, da, ca să intrăm așa un pic să avem o ordine în discuție, apropo de aspectarea lui 5 în acest an, da? Spuneai mai devreme că el este acolo cumva încorsetat. Dacă dar uităm, puterea da. Lui e așa de mare încât tot timpul va cere să iasă afară. Da. Va vrea să dărâme barierele, zidurile, tot. Și aici este, cred că, sau în zona asta lui 5, dacă nu este aspectată bine, să zic, dacă nu știi nimic despre ea, și aici la 5 vorbim inclusiv, da, libertate, dar vorbim despre stima de sine, tot ce înseamnă stima de sine este în 5. Da. Și atunci dacă tu nu ești în sensul lucrurilor, vei deveni într-adevăr închis și nu te va mai scoate nimic de acolo. Se știe că cine este un 5 și dacă are o problemă cu stima de sine, 5 este cel care se poate închide cel mai mult. Te referi aici la cifră de vibrație? Sau... vibrație sau în zonă, da, în zona asta, vibrație, destin sau cam da, la toate, da, da, dacă da. E să o luăm așa. Adică unde are un impact numerologic puternic. Exact, unde are un impact numerologic puternic. Foarte vizibil. Exact. Și atunci el e cel care se închide cel mai tare dintre toate. Și rămâne acolo închis. Și s-ar putea să nu mai vezi pe aspectarea asta de încredere în sine. Uite, și nici nu neapărat să fie pe vibrație interioară sau 5. Dar pur și simplu când e vorba de încrederea în sine a fiecăruia dintre noi până la urmă, cred că aia ne lovește cel mai tare și ne închide foarte tare. Și ne pune niște bariere după aia. Asta te referi la numerogramă, nu? Când e la numerogramă, da, la numerogramă, dar și până la urmă, pur și simplu, cinciu, viața de zi cu zi, dacă e să o luăm așa. Ok, te-ai dus un pic metaforic, dar înțeleg. Da, uite, aici aș vrea un pic să punctez, scurt, dacă ulterior intrăm un pic în celelalte subiecte pe care le-am propus. Cum crezi că vom fi aspectați cu toți anul ăsta? Apropo de manifestarea lui 5 acolo, subtil. Aspectarea asta lui 5 mie îmi dă, pentru că clar îl avem pe 7. Da, anul universal 7. 2-3 fac 5, nu? Dar l-avem și pe 3 acolo. Și s-a mai spus asta și se știe, pe zona scopului ne va... acolo va fi durerea cea mai mare. Pentru că dacă nu ai niciun țel în viață până la dar nu neapărat scopuri de alea să o duci la nu știu ce nivel, dar pur și simplu să ai o direcție. Atunci te va... Ce faci? Nu faci nimic. Păi atunci stai acolo și te va închide. Adică cere claritate? Cere claritate. Da. Vezi, vine cu claritate. Ai, ai zona de creativitate, dar și claritatea. Și vine treiul cu cinciul care îți dă, cum să spun eu, aici ai clar și de la claritatea lui trei, în cinci, care este ori albă, ori neagră, nu o să fie cu jumătăți de măsură, te duce în 7. Adică, într-adevăr, să ajungi la un nivel de ăsta de... Știu că sunt altul, știu că sunt un alt om, știu că e altceva. Modul meu de gândire să se schimbe, modul meu de a fi să se schimbe. Și atunci, în zona asta, da, cred că va cere foarte multă claritate în ceea ce ne privește și pe fiecare. Cred că depășirea barierelor. Că cinciul la fel, el sare. Da, el și, nu este unul care să respecte neapărat ordine și autoritate. Și nici nu-i place și nici nu ar sta bine. Dar vezi, dacă ne luăm acum 3, 5, 7, vezi, intrăm un pic în vectori. Da, 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 oricum ne propunem. Da, e foarte interesant. Știi de ce? Pentru că 3 ori vine cu creativitatea aia, nu? Deci și pe scop, să zicem. Dar trebuie să ai scopul ăla chiar să fie mai nebunatic, așa, adică să nu fie, cum să zic eu, îți dă puterea 5, în momentul când ești creativ, îți dă puterea 5 chiar să atingi niște scopuri de alea pe care alții să uite, zice, bă, dar cum ți-ai propus așa ceva? Uite că am avut curajul, am avut ideea năstrușnică, să zic, să-mi propunea și uite că mi-a ieșit. Wow. Tocmai pentru că ai avut nebunia aia. Da, ne permite să ne propunem niște scopuri în care, sau niște idealuri în care n-am crezut până acum. Acest an mă refer. Da, tocmai pentru că e cinciul acolo manifestat subtil. Da, și... Deci undeva ne dă o forță, tuturor. Da, bine, nu contează, nici da, cum ai zis mai devreme, tuturor, nu contează acum ce vibrații, nu vorbim despre asta. Dar tamana asta îți dă, în momentul în care ai încrederea, pur și simplu atunci îți dă și să-ți dea încrederea că poți să atingi niște lucruri de astea la care alții nu gândesc. Știi? Și îți vine din creativitatea aia și să, bă, uite, cum te-ai gândit tu la așa ceva? Și o să se mire, poate mulți. O să fie, oameni care o să-i vedem, o să aibă niște idei de alea. Zici, Doamne, dar parcă de unde ți-a venit? Genială.
Da, pentru că cinciul presupune nonconformism. În același timp, cred că cinciul, acum îmi zic și eu părerea mea de numerolog de partea asta la altă, cred că cinciul de foarte multe ori, da, în aspectarea lui pe numerogramă, atrage după sine atât de mult nonconformism, încât la un moment dat riști să fii atât de departe de ceilalți încât să te trezești singur. Și atunci ori îți asumi real singurătatea pe care ai luat-o prin acest cinci, da, foarte puternic manifestat, ori dacă nu te vei simți izolatul societății, neintegratul societății, da. Foarte fină linia asta. Da, linia, vezi, dacă să și uităm așa, știi, la tot ce am învățat noi în numerologie, de obicei liniile sunt foarte fine. Să te duci într-o extremă, să zic, sau în alta. Dar cinciul anul ăsta cred că va veni să accentueze. Uh-huh. Pur și simplu să ne facă să vedem, bă, dar e foarte subțire. Și cine poate, o să vadă într-adevăr că se pică foarte ușor într-o extremă sau în alta. Avem impresia, știi, zicem, nu, dar nu e chiar așa. Dacă stai un pic și te oprești din nebunia asta a vieții, vezi cât de ușor poți să ajungi într-o zonă în care zice, dar nu, eu nu vreau asta. Dar acolo ai ajuns. N-ai fost atent. N-ai fost atent. Și cinciul, de foarte multe ori, nu este atent. Nu e atent. E luat așa de bani. Și vorbeam mai devreme. Cred că problema noastră, dacă e să ne raportăm la 5, este lipsa atenției la detalii. Uh-huh. Și în zona asta lui 5 e foarte bine să se mai oprească, cum ziceam mai devreme, și să fie atent la detalii, pentru că detaliile fac lucrurile mari. 5 are tendința asta de a alerga, de a face el totuși și uneori uită de detalii. Ușor superficial. Da, ușor superficial. Dar vezi că aici e frumusețea asta a lui 5. Din superficialitatea aia, nu știu, îi vine așa și da, rezolvă da. Poate tot. Deci da. E... da, tocmai poate că uneori nu se cramponează în detalii, da. Îi dă și forța de a merge mai departe, că uneori... Da. Pentru că tu îți prea mult la detalii, de fapt te pierzi. Pentru 5, ok, am zis de detalii. Dar să nu stea în ele. Adică doar să fie uneori atent acolo, să-și mai aplece atenția și la detalii. Deci definiția anului, din punctul tău de vedere, cu un 5 aspectat în spatele lui 7, este? Zic un cuvânt, nebunia vieții. Adică să, în sensul ăla frumos, să te gândești la lucruri la care alții poate nu s-au gândit. Și fă-le. N-ai nimic de pierdut. Mm-hmm. Curaj. Curaj, exact. Mm-hmm. Curaj anul ăsta. Foarte anul ăsta mult curaj. Adi, mulțumesc pentru perspectiva asta legat de an. Hai să mergem acum cu cinciul ăsta, pentru că atâtea aspectări frumoase poate să aibă. Uite, știi ce îți propun? Hai să ne gândim la cinci numerogramă, da? Acolo unde nu este cinci, unde e zero, în căsuța lui cinci, stima de sine, avem o aspectare pe zero, nimic. Sau totul. Da. Ce părere ai acolo? Cum se manifestă? Care este... Să mă uit în oglindă? Wow, da, tu nu l-ai pe cinci, a trebuit să-l înveți. Da, e foarte interesant. Știi cum l-am învățat târziu? L-am învățat și într-adevăr acolo se vede foarte clar între 9-14 ani stând și analizând. Acolo au fost multe biciuiri, să zic, nici nu știu dacă e cuvântul cel mai bun. Exact pe zona stimei de sine. Deci acolo cred că mi-am luat-o. Dar nu, acum nu vorbesc familie, sau în general. Deci acolo, și asta s-a întâmplat la mine. Nu știu, generația mea poate atunci a fost clar, era de ce nu ești mai bun ca ăla, de ce era... Comparația pe mine știu că m-a afectat. Și, vezi, am dus-o inclusiv la o vârstă de asta mai mare, să zic așa, mai matură. Încă mai este acolo în interior chestia cu comparația, știi? Și ușor, ușor am depășit, acum nu, poate nu de tot, dar am depășit chestia asta să nu mă mai compar, pentru că n-am de ce să mă compar. Sigur, dar este foarte greu acest lucru. Noi, da, de principiu, ne comparăm. E de muncă un pic cu tine, adică nu ai... Și nu ai altă variantă, dacă vrei să scapi de anul. Adică, cred că de acolo începe. Și am mai zis-o, poate, și am mai vorbit noi. Presiunea mare pe care... tu o pui. Pentru că, oricum, lumea pune presiune pe tine. Asta e societatea, nu mai stăm acum să... Problema e că, la un moment dat, societatea asta atât a pus pe tine presiune, încât
inclusiv tu pui presiune pe tine. Și nici nu cred că o mai facem, adică s-a impregnat în subconștientul nostru și punem, nici măcar nu ne mai dăm seama. Și avem impresia câteodată la niște chestii foarte mărunte și de fapt îți dai seama că inclusiv la o chestie minoră tu pui presiune pe tine. Și atunci trebuie să stai să zic, bă, dar ce am făcut? Adică ce îmi fac? Ce ai învățat, Adi, dincolo de comparație? Pentru că tu nu l-ai pe 5 aspectat foarte clar, adică vizibil în numerogram. Să prind oportunitățile. Adică dacă îți oferă, prinde-le. Și prinde-le indiferent, pentru că ai doar de învățat de acolo. Știi? Dar făcând, chiar dacă nu-ți iese din prima, ok, nu ți-a ieșit, nu e nicio problemă, înveți ceva data viitoare, dar nu te, cum să spun eu, să nu te cramponezi că dacă nu mi-a ieșit odată, gata, mie nu mai îmi iese. Nu. Prinde oportunitățile, fii curajos, ai curaj. Până la urmă, ce se poate întâmpla? Cred că asumarea responsabilității. Da, asumarea și riscului. Pentru, da, asumarea tot ce înseamnă. Asumarea. Și n-ai ce pierde. N-ai observat o provocare? Acum mă duc din nou în numerogramă și în numerologie. Sare mintea acolo, clar. N-ai observat o provocare în anii astral de 5 în ceea ce te privește? Te-ai gândit vreodată la asta? Să știi că este și pe anii astral 5. Acum mă duc mai departe. Cred că o mare provocare este pentru cine are inclusiv în lecții de viață 5 și pe anii astral 5. Atunci este mult mai vizibil și mai concret. Așa, lecții de viață 5. Da, este pentru că... Dar știi ce e fain? În momentul când... anul trecut am fost pe 5. Și atunci au venit provocări și am zis, până aici, dacă tot vrei să faci asta, acum, gata, nu mai e niciun, nu mai unde să te ascunzi. Vrei să faci? Fă. Dar atunci te și ajută. Vezi? Te și ajută, dar te și poate băga în momentul, dacă cred că dacă nu aș fi prins oportunitățile, să zic așa, deci mi s-a oferit, am luat imediat. Da. În momentul ăla, dacă nu ești atunci, știi cum se tot zice, să fii în flux, pur și simplu, aici am prins, gata. M-am prins de deci anii de 5, astral vorbind, practic te-au provocat. În a ieși din zona exact, de confort. Exact, exact. Și la mine a fost așa, da, așa e, apropo de lecții de confort. Viață. Și dacă stau acum și mă uit la anul trecut, anul astral 5, zic, uite, acolo toate provocări și la toate am fost prezent, să zic așa, și le-am luat. Adică, și acum dacă stau și mă gândesc, zic, păi, e ok. Ce nu am mai făcut, nu m-am mai închis. Știi? Și atunci, da, cred că sfat. Dacă cumva în numerogramă nu este vizibil pur și simplu acolo în căsuța lui, nu înseamnă că nu-l găsim în altă parte. Dar cred că de acolo trebuie să încep, de la a avea curaj. Unde vezi debalansarea reală a lui 5 în numerogramă? De la câte cifre în sus să fie acolo în căsuța lui 5? Eu cred că de la 3 în sus, chiar dacă 3 ăla ar putea să fie, zici, stabilitate, da? Doar că acolo vine un 15, dacă e să luăm 3 de 5. Și vine un 15 care este 6, care este din zona familie. Și dacă tu ai avut o stimă de sine în familie, deci strict în familie, dacă stima ta de sine nu a fost bună și nu ai fost încurajat, n-ai avut valorizare, tot ce înseamnă pe zona asta ca să te ducă într-o stimă de sine bună, cred că acolo o suferi foarte tare și o simți foarte tare, pentru că e triunghiul și atunci se deși stabilizează într-o zonă de neîncredere în tine fantastică. Pe cât de mult poate să-ți ofere. Dar acolo este clar vorba strict de familie. Da, și cred că e familia de bază. Da, adică dacă în familia de bază ți s-a consolidat în primele 7 ani, chiar 9, da, vorbim numerologic, s-a consolidat stima de sine și părinții ți-au livrat încredere și susținere, atunci probabil că cei 3 de 5 aspectați pe numerogramă sunt exact, balansați corect, sunt stabili. Sunt stabili în zona, să zicem așa, cu triunghiul în sus. Da, corect, cu triunghiul în sus. Da, acum vezi, de acolo în sus e foarte greu. Mă uitam acum... Făceam unul care s-a născut în 5 a 5 a 1950. 55. Deja avea 4. Deci l-am calculat mai departe, că deja mi se părea enorm. Adică, așa este. Dar vezi, avantaje și dezavantaje. Cu mulți de 5 acolo poți să ai și o intuiție fantastică, pur și simplu. Da, cred că nu știu ce să mai faci cu ea. Aici e provocarea. Deci poți să ai niște daruri fantastice, dar nu știi ce să faci cu ele.
E prea mult. E mult. Și ce e prea mult stric? E mult. Iar dacă e să luăm așa pe zona de 2 de 5, da? Numerogramă. Bine, facem niște analize așa generale sigur. Da, da, fără... Da. Acolo este foarte mult îndoială. Deci, ca să scap de îndoială asta, pentru că ai și 2 de 5. Uh-huh. Am în două cele mai oscilante cifre. Corect. Din numerologie. Păi și atunci, dacă tu ai 2 de 5, ține-te. Pentru că o să-ți vină și foarte multe, dacă învățam noi la psihonumerologie, tot ce este dublură în cadrane. Da. De fapt, acolo, să zicem așa, este maestria. Da, da, da. Când vei fi tu, într-adevăr, în relație cu tine, cu sinele tău, da? Relația 2 de 5, atunci vei avea încredere. Dar te va provoca foarte mult. Te va provoca. Da, și atunci va veni o strălucire deosebită acolo pentru unde sunt 2 de 10. 5. Exact, 2 de 10. Da. Da. Dar, da, la un 5, acolo, știi, pentru tine. Egoist, dar foarte bine că ești așa. Da, e un pic mai într-o zonă mai safe, așa. Da, siguranța e mai mare. Exact, e mai mare siguranța. De acolo depinzi, cred că, odată depinzi și de tine, dar fiind un singur 5, cred că depinzi foarte mult și de exterior. Și de ce ai primit sau cum e datul ăsta și primitul. Știi? La orice până la urmă. Da? Să zicem pe zona stimei de sine. Cu validare, cu importanță, tot ce înseamnă partea asta de afecțiune, tot. Uh-huh. Și atunci, dacă ai primit și știi să primești sau recunoști toate astea, pentru că aici cred că iar eu, cred că noi uneori nu știm, nu recunoaștem afecțiunea care ni se dă, nu recunoaștem importanța. Poate avem câte o stare de aia, zice cineva, un bravo pentru că ai făcut ceva bun. Nu neapărat că aștepți bravo, dar pur și simplu i-a plăcut, îți dă un feedback bun. Ce are asta? Pentru că poate nici recunoaștem, poate da? Zicem, dar ce, mi-e trebuia mai mult, habar n-avem. Așa este, da. Iar revin detalii. Poate zici o chestie foarte minoră, de a veni lui din suflet. Pentru tine poate e mai puțin. Și nu recunoaștem asta. Da, corect. Adi, hai să trecem la 5, să-l urmărim un pic și raportat la vectori. La vectori, să facă structura de rezistență, adică structura era, acum să se pună acolo pilonul din mijloc pe care sunt sprijinite toate. Așa este. Zi un pic tu, vectorii, care sunt de fapt? Păi deodată 1-5, bine, vorbim de cei care conțin 5, da? Sigur, da, da. 1-5-9, gânduri, fapte. Uh-huh. Vectorul social 2-5-8. Da. Vectorul scopului și al familiei. Vectorul scopului și al sexualității, da? Vorbim acum de scop 3-5-7 și 4-5-6, vectorul motivației voință. Da, cum mă pornesc eu mai departe în afaceri. Hai să vedem pe 5. Cum l-ai duce eu tu aș, în prima variantă? Unde prima oară de la 1. Ok, hai. Și m-aș duce pe 1-5-9, pe gânduri, fapte. Ce frumos e. Gânduri, fapte. Adică gândurile cu faptele tale 4, faptele concrete ale tale, îți dă 5. Adică îți dă încredere în tine. Uh-huh. Și aici, cred că l-aș vedea pe 5 în zona în care orice lucru pe care îl face trebuie să-l duci la un capăt, trebuie să aibă un final, trebuie să aibă ceva clar, concret. Chiar dacă nu-i place, dar concretul ăla trebuie văzut, pentru că nu faci lucrurile uneori, da. Doar ca să le faci. Doar ca să le faci. Uneori facem, dar pe zona asta de... Da, dar acum ne referim strict la vectorul ăsta, trebuie să aibă o finalitate. Tot timpul ce încep, trebuie să aibă un final, trebuie să vezi o formă finită. Nu contează în ce domeniu. Nu contează în ce domeniu. Te apuci de o carte și ți-a venit... Perfect. Scrie o carte și lasă-o... Ai început-o, ai terminat-o. Te apuci de o casă. Construiește casa. Ai proiectat o casă. Fă tot proiectul de la cap la coadă încât proiectul ăla să fie perfect, valid pentru a construi ceva. Stai seama că 1, 5, 7 vorbește și despre comportamentul meu în afară? E și vectorul de foc, adică e manifestarea mea. Da, 1-5-9. Vectorul de foc, 1-5-9. Exact, dar se și vede pe acolo, acolo e foarte multă acțiune. Și acolo s-ar putea să fie foarte multă acțiune și să nu reușești să o stăpânești. Deci aici cred că e o provocare să te oprești, să duci faptele la capăt ca să ai o bază. Are și nevoie, are și 5, putem să zicem așa, dar și 5 are nevoie de o bază. De ceva pe care la un moment dat să aibă un sprijin, să se de sprijine. De unde și-a el sprijinul?
Cred că din, cum să spun eu, cred că din bucuria vieții își ia el. Pentru că e cea mai năstrușnică, cea mai, deci lângă un 5, dacă ești plictisit lângă un 5, sau, hai să nu vorbim iară de, zona asta lui 5 trebuie să fie, să debordeze de viață, de bucurie, de orice, să fie bucurie. Așa văd eu 5-ul. Da, orice este mai puțin, orice ce duce în zone de astea de plictiseală, să nu fie plictiseală, să nu, tot timpul exuberanță, ceva nou, ceva... Dar știi că eu în 5 am văzut foarte des, asta din cazuistică pe care o am și eu, exagerare. Nu sunt limite uneori. Uneori nu sunt. Și apropo de vectorul 1, 5, 9, adică gânduri, fapte, tura trecută am zis 7? Da, 1, 5, 9. Am greșit, 1, 5, 9. Apropo de 1, 5, 9, în momentul în care tu nu mai controlezi gândurile și faptele tale, păi e aproape degeaba că l-ai pe 5-ul ăla acolo. Da, și nu te mai trebuie să dărâmă. Exact. Îl dărâmi, adică, ok, porni cu un gând, dar fă ceva. Că de-aia ești pe zona asta. Fă ceva, duci tu ceva bun la capăt și vezi, nu, cea mai departe, după ce ai încredere că într-adevăr ai făcut, tot prin faptele tale, până la urmă, vei ajunge să transformi, să schimbi ceva, nou. Te duci în nou. Da? Dar vezi, aici vine tot timpul zona aia de un pic de cadru, un pic de tot ce înseamnă zonă finită, zonă faptică. Pe zona gânduri, fapte, așa e. Cred că important este să duci lucrurile la final. Orice faci. Ok, adică dacă este un gând, este o faptă și există și o finalizare. Și o finalizare, da, și o finalitate. Mm-hmm. Știi de unde cred că și ia foarte multă putere 5-ul? Din 1. Da, dacă e să o luăm, da, din gânduri. Adică de acolo și din identitate. Da, ai zis bine acum, ai punctat foarte bine, din identitate. Și din, până la urmă, cred că și din informația, că totul nu e, cred că știe să selecteze informația care îi vine, pe care o e. Cred că de acolo, adică de acolo poate să-și ia forță. Da, dacă este o stabilitate frumoasă și o manifestare frumoasă a lui 1, da, vectorul atunci, identității, da, atunci e okay. Se reflectă foarte bine se în 5. Se reflectă, păi se duce direct în 5, da. Formă direct în 9, adică o zonă de identitate bună, cum ai zis, de gânduri, ok, să-ți fie capul pe umeri, informația, te duce direct în 9 și atunci, da, ești exact cum trebuie. Da. Adică se mult vede mai final, așezat, echilibrat. Mult mai așezat, echilibrat. Vezi lucruri, te adaptezi ușor, nu-ți mai faci o problemă în așa ceva. Hai să mergem, Mati, pe vectorul, ai voință, 4, 5, 6. 4, 5, 6, da. Vezi aici, ce faci deja aici ai, hai să zicem, fapta, dar nu, un cadru, da? Cadru. Dar vine după aia 1, ca să ducă în 5, da? Ieși din cadru. Cred că aici, pe zona de voință, trebuie să-ți vină 1 ăla, motivația. Așa-l văd eu. Pentru adică, ce, adică, nu? Pentru ce, exact. Să știi până la urmă, am un cadru, de ce fac eu mai departe ceva? De ce mai fac eu încă o acțiune pe lângă cadrul ăla? Să știu concret de ce fac. Ok, ieșim din cadru, dar până la urmă ies doar de dragul de a... Adică, știi, vorbeam noi mai de mult, să-ți răspunzi, cred că aici, foarte bine la întrebarea de ce. Da. Aici cred că vreau eu cu adevărat acel lucru? Vreau eu. Și numai știi să-l adaugi pe ăla cu adevărat și deja inclusiv aici. În zilele trecute am avut o chestie, cineva cu ajutorul, știi, zona asta de salvator. Și ziceam așa, mă, oprește-te un pic. Când dai, până la urmă, nu numai în zona asta, când dai repede intenția de a face ceva, oprește-te și uită-te un pic care este starea din care o faci. Și, urmă, după 10 minute, un sfert de oră, după ce ai zis, stai, nu, imediat îți răspund sau așa, și întreabă-te, de ce vrei tu să faci tot timpul chestia? De ce, știi? Și aici cred că pe zona asta, că tot motivația este, inclusiv zona aia, salvator, te motivează să faci ceva, dacă e să o luăm... Da. Ce te motivi, de ce vrei, pur și simplu, concret, clar. O să aici știi cum îl văd eu pe 5, în aspectarea asta pe vectorul voinței? Îl văd foarte mult duși înspre zona de ego, de orgoliu. Apropo de ce? Eu fac pentru tine sau fac pentru mine? Ca și imagine, ca și respect, ca și... Da. Ce vreau eu? Ce mască vreau eu, de fapt, să protejez acolo? Da, pentru că vezi aici... Dacă mă ducem în jos, vine, cum ai zis tu, am fapta mea, sunt aici, vreau să mă arăt eu, de ce vreau să mă arăt? Cum ai zis bine, sunt... Da.
Și poți să o duci... Ce obțin? Că după aia vine șasele. Exact, poate să vină, da. Și după aia te duce în zona lui șase, care poate să dezechilibreze total. Da, absolut. Poate să dezechilibreze exact din dorința aia, din, de a vrea tu puterea, de a vrea tu tot. Știi? Să fii tu. Da, da. Să fii tu... Să am tot, să am că tot, șasele, da, vorbește și despre, exact, material. Și acolo, dacă să am tot, să am tot, și te duce în zona poate de îmbuibare a lui șase. Deci aici trebuie avut grijă, poate un pic. Exact. Așa vedeam și eu lucrurile, știi, în manifestarea lui 15 voință, dar într-o conexiune puternică cu 4. Ok, ce pornește din mine gândul, că 4 e acolo totuși pe vectorul supraconștient, da? Deci te pune un pic în zona în care să o gândești mai amplu, da? Motivul pentru care eu mă pornesc, adică de ce vreau eu să fac asta și unde ajung, adică ce mi iese. Și să nu uităm că 5-ul pe zona asta este, și 5-ul de fapt este zona răspunsurilor. Da? Primez răspunsuri de la faptele mele, de la tot ce înseamnă zona de cadru, de finit, de așa, și primez niște răspunsuri. Ce fac mai departe? Ce fac eu cu răspunsurile pe care le primesc? Uite, că eu până la urmă pot să am un răspuns, nu? Corect, cum spuneai și tu, și e ceva în genul, e bine că știu, dar ce fac cu ceea ce, dar știu? Ce fac mai departe? Dar trebuie să-mi aducă, până la urmă, dacă ne ducem spre final, adică în finalul vectorului, trebuie să-mi arăt ceva foarte clar. Adică, ori... Pardon. E ok. Ci că uită-te sus, știi? Da. Că... Ca atunci când sunt copii mici și tușesc în leag, în zona, într-un pătuț unde sunt, și dacă îi faci în sens să uite sus, se eliberează practic, da, căile respirative. Se duce în șase, nu? Șasele vrea zona iară concretă, vrea lucrurile să se vadă, știi, chiar dacă nu e patru, da. Pe șase, acolo e clar bani. Trebuie să iasă ceva din... Exact. Ce mi iese mie? Ce material. Faci, ce mi iese mie? Da, 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 da. Cu ce mă aleg? Da, dacă ar fi să stăm acum să ne uităm un pic în vectorul... M-aș duce în familie, aditura asta. 2, 5, 8. Da? Deci l-am analizat pe gânduri, pe fapte, ne-am dus un pic pe zona de motivație. Da? Și acum hai să vedem un pic în 2, 5, 8. Ce manifestare are acolo? Aici aveți, de fapt, aici ce împinge afară? Cred că e zona de artist. Zona artistică, nu? Și 2 și 8 sunt emoții, sunt... Jocurile sociale. Jocurile sociale, exact. Da. Vectorul social. Și atunci, cât de bine îți joci rolul? Uh-huh. Cred că aici e cât de bine ți-ai învățat rolul. Da. Știi? Dar și... cu un 5 puternic acolo poți să joci niște roluri pe care la un moment dat nu mai știi că sunt roluri. S-ar te identifici să cu ele. Să te identifici cu ele, să uiți că ești, că ești într-o... Da. Sau că trebuie acum să joci un rol. Și viața asta oricum trebuie să jucăm roluri. Că ne place sau ne place, sau, sigur, că credem noi altceva. Dar măcar să facem conștient. Dar măcar fă-o conștient și fă-o, da, bine. Fă-o maxim. Vectorul ăsta e vectorul social și al familiei. Începe de la 2, nu? Hai să zicem prima oară cu zona de comunicare, de vorbire, de emoție, bineînțeles. Și dacă stai și te gândești, după aia te duce în 5 și finalul este 8. Deci ce are nevoie aici? În primul rând are nevoie tot timpul de feedback. Că ne place sau ne place, avem nevoie. Unii mai mult, unii mai puțin. Sau, categoric, cum o zic nevoie, eu, da, tot timpul, până când să nu mai am nevoie, am nevoie și trebuie să-mi satisfac nevoia asta. Da. Că îmi place sau nu-mi place. Și atunci, cu cât ești mai conștient că ai nevoie de feedback, ai nevoie de să-ți recunoască anumite lucruri, poate ajungi mai bine, nu? Dacă stai să te gândești și un... Ce sunt aplauzele pentru actorii de pe scenă? Așa este. E feedback. Da, dar mai departe de exact, emisiunea noastră, da, nu? Noi facem aceste emisiuni, da, dar ne dorim, da, un feedback. Nu? În primul rând ne dă nouă, pentru că ne auzim, ne transmitem nouă niște informații, transmitem și mai departe și avem nevoie de chestia asta de feedback. Cred că aici este cel mai frumos, se poate vedea cât de bine joci rolul. Cât de bine îți joci rolul social, cât de bun ești să joci roluri, că s-ar putea să fii pus în viața asta să joci mai multe roluri. Și cred că e vorba de... Aici s-ar putea să fie și stilul. Să poți să-ți faci stilul în funcție de rolul sau de scenă unde trebuie să joci. Știi? Mm.
Și eu, cât ai mai multă încredere, cât ai exersat, pentru că, iară, mai ales în zona conversației sau în zona vorbirii, trebuie să exersezi. Și ca și în viață, ca și pe scenă, să zic așa, dar și în viață. Ca și pe scenă, rolul ăla trebuie să-l înveți, să-l repeți, să-l duci la un nivel de artă. Da? Și cred că aici poate să fie știi ce mă întrebe aici, Adi? Eu am așa o problemă, cred că nu mi-a venit alt cuvânt, dar hai să spun problemă. Legat de autenticitate. Eu mi-aș dori foarte mult, da, să încercăm să fim cât se poate de autentici. Sigur, cu o responsabilitate, adică nu sunt autentic și pe mine mă interesează ce scot afară, sunt responsabil vis-a-vis de ce produc, da, în ceilalți. Totuși, autenticitatea înseamnă cumva o sinceritate vis-a-vis de mine. Crezi că se poate manifesta autenticitate în cinci? Cred și sunt sigur că se poate manifesta. Vestul 5 este și fiind centru, da, mijlocul nostru, cum ar veni. Da. Soarele. Soarele, da, soarele interior al nostru, da, adică da, nu vorbim acum de ceacră, de vorbim așa. Sigur, soarele, da. Și nici de ăla de pe cer. Nici de ăla de pe cer. Caz. Cu cât îți dai voie să fii, și cinciul taman asta e libertatea, da? Vestu, libertatea, poate unii o privesc, când vorbim despre cinci, libertatea să faci tu ce vrei, să... Cred că, în primul rând, cinciul, ca să fii tu autentic în zona asta, de, trebuie să fie libertatea interioară. Uh-huh. Cred că de acolo pornește tot. Cât de liber ești tu? Adică, ok, în lume poate să se întâmple orice, dar interiorul meu nu mă afectează. Apropo de conexiunea cu doi. Da. Nu? Da. Da, poate să-mi pese de ce se întâmplă, de situații, de... E normal, suntem umani și, da, poate să te afecteze emoțional. Dar interiorul meu, știi că nu mi-l poate schimba orice mi-apare. Știi? Nu poate să mă schimbe în interiorul meu. Da, știu că mă ascult pe mine, iar o zona asta de intuiție, știu că mă ascult pe mine, sunt atent la mine, sunt atent la tot ce însemn eu pentru mine. Știi? Uh-huh. Și dacă eu să o luăm pe 2, 5, 8, da, vin emoțiile alea. Știi? Care te duc mai departe. Ca să te scoat afară, ca să fii văzut de lume cum joci rolul. Și ce ai de autenticitate. Eu cred că cu cât ești tu mai bine cu tine, cu atât ești mai autentic, inclusiv în rolul tău. Deci le vei juca atât de bine. Da. Autentic, rolul ăla. Dar tu știi foarte bine că ăla este un rol. Punct. Și că dacă e nevoie să-l joci, joacă-l, pentru că așa ți-a dat. Na, cum zicem... Dacă ți-a dat Dumnezeu să joci rolul ăla, păi joacă-l. Ce te pui măcar tu joacă-l bine. Măcar joacă-l bine. Da. Hai să trecem la ultimul vector. Mai avem 6 minuțele. M-am uitat acum pe timpul rămas. Cred că e și un vector interesant. Eu l-am lăsat cu intenție la urmă. 357. Am și făcut cu Romeo emisiunea. Este pe canalul de YouTube. Da, vectorul... Noi vorbim mai puțin, o să vorbiți voi mai mult. Da, cine vrea să se uite să vadă un pic mai mult despre 357 ne poate găsi acolo. Dar este o forță incredibilă în 357. Stai să mă foc încadrat de două elemente de aer, 3 și 7. Și să ce nu uităm potențial e acolo. Aerul ăla care vine, până la urmă, culmea vine din 1 și 2. Uh-huh. Da? 1 și 2, deci... Ce se ridică aburul ăla al cunoașterii, da? Nu că arde focul, apa și încălzește și atunci ai cunoașterea aia. Da. Ți-o duci într-o zonă de asta de, cum să spun eu, exact ce aici mai la început, cu nebunia a vieții. Tot îmi vine cuvântul ăsta, poate nu e cel mai bun cu nebunia vieții, dar e ăla frumos. Fain, e okay. Adică în momentul ăla când nu te mai cramponezi de orice și când îți faci, cum să spun, vezi că viața nu e doar ce se vede pur și simplu, strict în fața ta. Și că sunt, poate și dincolo de toate astea, de ce se vede. Uh-huh. Și cred că aici, creativitatea asta a lui 3, zona asta de cunoaștere a lui 3, ca scop, de exemplu, trebuie să ai o cunoaștere. Trebuie să știi ceva până la urmă, să fii învățat ceva. Da. Baza și asta baza, e ceva, trebuie să știi ceva, ai învățat ceva din, până la urmă, într-un domeniu din viața asta. Până la urmă, scopul, nu știu dacă e neapărat zona de
business. Știi? Să am un scop în zona de business. Nu, scopul în viață poate să fie și neapărat în zona materială, să zic așa. O, da? Sigur, bineînțeles. Deci că de foarte multe ori suntem prinși în material mai mult decât ar trebui. Păi, da, asta e. Aici cred că poate să fie să ieșim un pic din bariere, știi? Să ne scoatem un pic, că scopurile nu sunt numai materiale, poate să fie și despre altceva. Și atunci, ai creativitatea. Trebuie să stai clar o cifră care comunică, care, știi? E, cinciul are comunicatorul, nu? Ca așa, ca și destin, comunicatorul. Eu cred că dacă le unești foarte bine pe 3 și pe 5 în zona scopului și îți dai voie imaginației pur și simplu să zburde, acum nu imaginație de aia fără rost, iară, da, uneori știi ce, uneori chiar e, chiar e bine ajuta, să... Chiar poate ajuta, așa? Chiar poate ajuta, da. Pentru că îți pui o idee de aia care multor ori se pare ciudată, mă, și ți iese. Tamam pentru că tu ai crezut în ea. Da, așa e, da. Tamam pentru că tu ai crezut în ea și ai găsit tu modalitatea aia. Care să faci să-ți iasă. Da, aici... Apropo de 7, care te împinge spre noutate. Păi da, pentru că el nu vrea, adică el la alt nivel, adică te obligă totuși un pic să ieși de acolo și să te duci un pic mai sus, să vezi lucrurile din alt unghi, să zic așa, de mai sus un pic, să vezi mai mult ansamblu. Și atunci, da, cu multă creativitate, cu mult curaj, poți să vezi lucrurile mai de sus și să vezi de ansamblu și vezi totul atunci. Uhum. Asta cred că ar fi frumusețea aia, să te ducă undeva într-o zonă, scopul tău, știi? Cum mai ziceam, călătoria, urci pe vârful muntelui. Dar ce aici e într-adevăr urcare. Da, aici e urcare, aici e singurul vector care urcă. Și cred că asta este. Dar vezi, urcă sus acolo ca să ajungi și trebuie să faci pașii ăștia. Uhum. Și atunci tot timpul poți să mai urci, mai urci, te mai uiți, vezi din ce în ce mai frumos, din ce în ce mai de ansamblu totul. Cred că 1-5-9 pârjolește și arde și 3-5-7 am putea spune că purifică. Că dacă e să o luăm așa, și 1-5-9 purifică ca să te oblige. Sigur. Te arde cu te totul arde ca să te oblige să faci ceva. Uh-huh. Da? Adică să schimbi total. Da? Nouăle, să schimbi total, să te înnoiești. Dar 3-5-7 da, te înnoiește, dar la un nivel de ăsta, cum să zic eu, cred că trup, minte, spirit, ceva de genul. Nu? Să te unească așa, să te ducă cu corect totul. Așa mi-a venit, nu știu da, de și ce. Ți-a venit foarte frumos. Trup, minte, sau minte, trup, spirit, așa e? Da, eu cred că pornind de la partea materială, dacă e să o luăm, este 3-6-9, vectorul material, da? Și atunci, urcăm, știi, de la trup, de la tot ce, sau trup, de la tot ce înseamnă material, o ducem la un nivel, pentru că știm ceva, ducem la un nivel și după aia o ducem totuși sus la un nivel. A, te-ai dus așa, da, am înțeles. Da, da. Ok, ok, ok. Dar vreau să înțeleg această perspectivă. Adică pare foarte interesant. Eu sper că și, te mai avem un minuțel, eu sper că și telespectatorii care ne-au urmărit să fi părut interesantă abordarea asta. Sper și oricum despre 5 se poate vorbi foarte mult, ca până la urmă despre orice altă cifră. Dacă e vreo cifră care te fascinează foarte tare? Uite, pentru noi 4 care mă fascinează. Nu mi-a zis. Eu cred că 3. 3 te fascinează? Da, pentru că acolo... De acolo sunt iară foarte multe lucruri, pentru că vezi vectorii pe care este, sunt 3 vectori, o legătură așa. Și pentru dacă mine, îi privești așa, da, așa și așa. Da, da, da. E, chiar dacă e mai jos el acolo. Da, 2 unghiuri de 45. 2 unghiuri, da. Și e o stabilitate. Și eu încă lucrez la 3-ul ăsta. Tu personal lucrezi? Eu personal, adică acolo mă mai... Trebuie să mă mai înțeleg mai bine cu el. Da. Da, este adevărul că dacă reușim să ne înțelegem primul vector, 1, 2, 3, cred că reușim să dezansamplăm o grămadă de lucruri din interiorul nostru. Să ne descifrăm. Da, exact. Și să descifrăm multe. Adi, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai venit la emisiune. Aștept să ne revedem din noi. Din nou mai căutăm alte teme care să fie interesante, cred că și sper și pentru telespectatorii noștri. Sper că te-ai simțit bine. Am simțit bine și îți mulțumesc tare mult. Și mulțumesc că în altă ești 3. Să ne vedem sănătoși. Așa să facem. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit. Sperăm că a fost interesantă emisiunea de astăzi și vă așteptăm cu drag și la emisiunile următoare. Toate cele bune!